După 4 eșecuri consecutive, lupii galbeni au reușit să se impună în trivale. Marcatorul singurului gol al partidei cu FC Argeș a fost Gicu Grozav, atacantul reușind să-l învingă pe portarul Straton la capătul unui 1-2 de efect cu Irobiso. Vreau să felicit echipa în primul rând pentru modul în care a înțeles să se prezinte în seara asta. A fost un meci cu o încărcătură foarte mare. Noi veneam după o serie de meciuri mai puțin reușite. Așa cum le-am spus și lor, ultimul meci cu CSU Craiova ne-a dat această încredere de care aveam nevoie și mă bucur că în seara asta am reușit să câștigăm. E o gură mare de oxigen pentru meciurile care urmează. Ne bucurăm că după seria aceasta nefavorabilă, să zic așa, am reușit să luăm o gură mare de aer și să câștigăm aici. Ne bucurăm, am muncit săptămâna asta și iată că la final împreună am reușit să luăm toate cele 3 puncte și, cum am zis, asta ne bucură cel mai mult. Ne-a fost frică, vă dați seama, un avantaj la limită, deși am avut multe oportunități de a face 2-0, dar s-a terminat cu bine, suntem bucuroși, mergem acasă, ne pregătim de play-out. Va fi foarte, foarte, foarte important, va fi război și ne trebuie toate aturile ca să ne salvăm de retrogradare. Vrem să fie stadionul plin, să ne susțină lumea, pentru că avem nevoie de ei. După înjumătățire, Petrolul va aborda faza play-out cu 18 puncte, în condițiile în care, pentru stabilirea țintarului celor 9 etape, va fi aplicată tabela Berger. Lupii au garanția că vor disputa 5 partide pe teren propriu, prima chiar la finalul acestei săptămâni, numele adversarei urmând a fi cunoscut după ce se joacă și ultimele ale acestei runde.